Administrația de la Petrila demarează procedurile pentru izolarea termică a peste 12 blocuri. Marți la primărie au ajuns reprezentanții asociațiilor de locatari și cei ai constructorului care s-au pus de acord cu privire la ultimele detalii tehnice. Nu mai urmează decât să înceapă lucrările. Am aprobat în Consiliul Local reabilitarea unui număr de 14 blocuri. Au fost scoase la licitație un număr de 12 blocuri, pentru că pentru celelalte două nu au fost niciun ban strâns de la asociațiile de proprietari. Au participat 22 de firme la licitație, a fost licitație inclusiv electronică, au câștigat 4 firme. Astăzi am avut discuție cu domnii constructori care au câștigat, cu reprezentanții asociațiilor, președinții de blocuri, și am stabilit că se va încheia contract de începere a lucrărilor, se va da ordin de începere a lucrărilor la blocurile unde asociațiile de proprietari au adunat, așa s-a hotărât de către dumnealor, cel puțin 50% din sumele respective care le datorează asociațiile, pentru că de comun acord am stabilit acest lucru, pentru că o parte din constructorii care au participat sau sunt prezenți în sală au fost și la alte blocuri din anii trecuți și avem cazul nefericit când și din anul 2009 o parte din locatari nouă da banii, suntem cu ei în instanță și trebuie să tragem un semnal de alarmă, pentru că sunt proprietari și trebuie să înțeleagă cetățenii că nu pot ca să facă lucrări la blocurile proprietate personală din banii statului sau numai a statului. Ce este mai grav este următorul lucru, că au dat sau nu au dat bani cei care au venituri substanțiale și s-au achitat de aceste datorii sau de cei 20% cetățenii și pensionarii care au pensii de 3 milioane sau de 2 milioane jumate sau de 4 milioane și cei cu peste 10 milioane nu au dat bani. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 4.600.000 de lei, iar locatarilor din Petrila le revine în total 900.000 de lei.